Asta e imaginea adevărată între ceea ce gândesc politicienii și ceea ce gândesc cetățenii. Un pasaj care este realizat în proporție de 80%, blocat de domnul Ponta, de parlamentarii de Arad, care astăzi unul este în America, altul în afara județului, când România se pregătește de rectificare, anulează propriu-zis o muncă a oamenilor pentru oameni. Relația politician-cetățean trebuie să fie directă pe interesul oamenilor, iar aici ne se demonstrează că guvernul nu are aplecare asupra unei mari necesități pentru toți românii care trec pe lângă Arad, peste această centură. Ni s-a demonstrat că în urmă cu un an, printr-un acord politic, la solicitarea celor de la PSD s-au oprit aceste două mari lucrări, pentru că erau lucrări pentru cetățenii din Arad și pentru campania electorală din 2012, teama lor a fost că acest succes va fi trecut în voturile pentru oamenii care candidează pentru Parlamentul României. După un an de zile, Ponta, Căprar, Măduța, Calimente și Cristina nu fac niciun gest ca oamenii să aibă acest pasaj și să reușească să ajute atât economia cât și cetățenii care circulă în această zonă. Aș dori să vă spun că într-un timp record de 8 zile s-au strâns peste 10.000 de semnături și eu cred că cu ce vom centraliza astăzi vom avea undeva la 12-13.000 de semnături. Acest lucru demonstrează că arădenii doresc aceste pasaje și nu doar arădenii, și cei care tranzitează județul nostru. Pe această cale vreau să le mulțumesc arădenilor că au fost alături de mine și le promit că împreună cu ei vom reuși să ducem la bun sfârșit acest demers pentru finalizarea acestor pasaje. Foarte rău. Nu știu când gata podul ăsta, circul de 3 ani pe aici în fiecare dimineață, tot așa stau. Cam cât se așteaptă în fiecare zi? Ei, stau de o oră jumătate acum. Am așa cam tot timpul. Dar cine crezi că e vinovat? Cine? Cineva de sus, care o trebuie să gate podul. Cine? Nu mă, ăia de sus. De zile să lucrez cu echipa aici. Pe gratis o să lucrez. Numai să faceți cumva, că stă oamenii, hai că noi stăm aici în Arad. Dar dacă mergeți mai încolo, e dincolo de cartierul Gai, mașinile. Circulați des pe acest tronson? Păi cam circul, no, că trebuie să mergem pentru... Și cam cât așteptați de fiecare dată? Păi acum, de exemplu, am pornit din Gai. Acum este ora 10:50. La 10:15, uite cât am făcut. Și 30 de minute din Gai până aici la cale ferată. Cine e vinovat pentru această situație? Păi ce să zicem, eu cred că oricum e guvernul. Că nu aparține de primăria municipiului Arad. Zic eu, acum nu știu exact. Okay. Mulțumim. Ar trebui și ei să vină pe aici, să meargă, să vadă cât stă. Bună ziua. Ce părere aveți de cât se pe acest tronson? Ce vă să vă spun, se merge foarte greu, se strică programul, la căldurile astea se duce asfaltul. Cine e răspunzător de așa ceva? Pentru a le finaliza odată, că suntem în urmă rău de tot. Dumneavoastră cine credeți că e răspunzător? Păi cine e un guvern, cine e sus acolo? Nu noi care, noi trebuie să cotizăm taxe, tot absolut, ce trebuie altceva? Circulați des pe acest tronson? Da, sigur că da. Și cam cât așteptați? Păi am acum... Am 50 de minute, 52 de minute și n-am mers 1,5 km.
Așteptăm să facă fond la ceva, să ne putem.